Surgevence de care s-au aflat marți în zona complexului Bucovina, precum și doamnele și domnișoarele din bazar, au primit flori de 8 martie din partea primarului Sucevei Ion Lungu. Acesta le-a oferit sucevencelor câte o garoafă și le-a urat o primăvară frumoasă. Acest gest a reușit să smulgă un zâmbet de bucurie și de surprindere în același timp de pe fețele doamnelor și domnișoarelor care treceau pe stradă. Nu mică le-a fost mirarea când domnul primar le-a oferit câte o garoafă și o urare de la mulți ani cu ocazia acestei zile atât de speciale pentru femei. Este o zi importantă pentru mine, o zi importantă pentru noi bărbații, sărbătorim ziua femeii. Sigur, conform tradiției, aș putea să spun, în fiecare an am oferit flori doamnelor care m-am întâlnit pe stradă sau în alte locuri. Astăzi am fost la prima oră în bazarul din lunga Sucevei, unde am oferit flori doamnelor de acolo, care au fost solidari cu mine în acea perioadă grea din luna decembrie, când a fost închisă perioada bazarul. Am lucrat ca o echipă atunci și vreau să le mulțumesc. Și chiar dacă atunci, la un moment dat, au fost discuții, au fost certuri, ne-am certat, este vorba românească, tot rău este bine atunci când se termină cu bine. Deci astăzi oamenii din bazar apreciază faptul că primarul Ion Lungu a făcut un efort deosebit să deschidă bazarul la vremea respectivă. În acest moment ne aflăm în zona centrală, la magazinul Bucovina, împreună cu tinerii la Partidul Național Liberal. Dăm și noi câte o floare, un gest, un simbol al primăverii, doamnelor care ne întâlnim. Eu cred că așa este frumos, așa este firesc. Lasă-mi voi cu acest prilej să transmit la toate doamnele și domnișoarele din orașul nostru să aibă o primăvară frumoasă, să realizeze tot ce își doresc și să se bucure de această zi frumoasă, chiar dacă nu este foarte frumos afară, ziua de 8 martie, împreună cu familiile lor, cu cei dragi. Și vreau să-i consolez și pe bărbați, am întâlnit mulți bărbați mai supărați, să știe că pe 19 noiembrie este ziua bărbatului și le-am promis că o să facem un eveniment și pe data de 19 noiembrie, în așa fel încât toată lumea să fie mulțumită. La mulți ani, dragi cevence, la mulți ani, dragi doamne și dragi domnișoare! Cert este că niciuna dintre doamnele sau domnișoarele care au trecut pe lângă el nu au scăpat fără a fi felicitate, fără să primească o floare și mai ales fără să fie pupate de primarul Sucevei, care la un moment dat a și alergat după ele pentru a le ajunge din urmă pe cele care treceau de el.